Primul pas înainte de a începe cu studiul limbajului C-Sharp este să instalăm mediul de dezvoltare, iar în acest caz Visual Studio 2022 este instrumentul ideal. Sunt trei versiuni, Community, Professional, Enterprise. Bineînțeles, Community este gratuit și putem să-l folosim fără nicio restricție. Îl instalați, este foarte simplu și trecem la pasul următor. După ce am terminat instalarea, o să ne lovim de această fereastră, unde va trebui să alegem ce dorim să instalăm, pachetele, workloads, diferite componente sau limba sau diferite pachete de limbă. La mine aici apare în germană, deoarece sistemul de operare este în germană, dar programul este instalat în română. Vedeți, în engleză, este pus pe engleză, când o să porneți programul o să fie în engleză. Aici este... Dacă aveți destul spațiu și timp și internet, puteți să instalați toate pachetele, dar durează destul de mult, sunt vreo câțiva giga, dar pentru început avem nevoie de acest pachet .NET Desktop Development și avem nevoie și de .NET Multiplatform App UI Development. Aici vă pot recomanda și un video în limba română de pe canalul Development Factory, tutorial C# pentru începători, și chiar la început explică cum să instalați. Așa că voi sări peste acest prag, o să las linkuri în descriere. Iar acum voi porni Visual Studio 2022. A apărut fereastra de start, dar în alt monitor. Și acum mut fereastra în monitorul care îl vedeți și voi. Și vom realiza un proiect Hello World. Voi da click pe Create a New Project și aici voi alege limbajul C#, voi alege Windows și voi alege un tip de aplicație, consolă. Și avem aici mai multe opțiuni și voi alege prima opțiune, A Project for Creating a Command Line Application that can run on .NET on Windows. Voi alege această opțiune, Next, puteți să dați un nume acestei aplicații și putem alege un folder unde dorim să salvăm această aplicație. Am ales folderul unde doresc să pun aplicația, mergem mai departe cu Next, lăsăm pe .NET 6.0 Long Term Support și apăsăm Create. Și a pornit Visual Studio cu acest proiect. Vom explica pe parcurs codurile, nu vă faceți grijă dacă sună deja prea ciudat sau arată foarte ciudat. Prima dată, hai să vedem ce facem aici. Avem un console.writeline Hello World. Dacă codul este prea mic, fontul este prea mic, dacă țineți apăsat pe Control și cu scrollul de la mouse rotiți în față sau în spate, vă puteți face codul mai mic, mai mare, după bunul plac, da? Acum, dacă dorim, putem să testăm direct, fără să ne batem capul prea mult, ce înseamnă toate astea pe aici, cum funcționează aplicația asta. Mergem aici sus, unde scrie Console App 1 și apăsăm acest buton și va porni o consolă unde apare Hello World. Da? Dacă închidem consola, hai să copiem această linie și mai scriem ceva. Acesta este un test. Rulăm din nou aplicația. Apare din nou Hello World și acesta este un test. Și avem deja o mică aplicație. Bun. Acum voi face intenționat o greșeală și anume voi șterge acest punct și virgulă de la sfârșit și vedeți că aici apare o liniuță mică cu roșu și îmi specifică că aici avem o problemă, este așteptat la sfârșit să fie un punct și un virgulă. Da? Deci când vedeți cu roșu ceva aici înseamnă că avem o problemă. La fel, dacă avem o problemă în sintaxa care am scris-o aici, de exemplu dacă aș scrie write line, line cu literă mică, deja îmi indică că ceva nu este în ordine și dacă doresc totuși să spunem să compilez acest program, îmi va apărea o eroare care specifică că există o problemă, da? Și dacă vreau să continui, spun no și facem return și așa este ok. La unele greșeli, Visual Studio este în stare să ne ofere și soluția. Să vedem aici dacă găsește soluția. Și vedeți, dacă mergem cu mouse-ul, avem acest simbol și ne oferă change right line to right line cu L mare, sau să facem alte chestii pe aici, dar alegem prima opțiune și programul este corectat. Dacă dacă pornesc programul, este în ordine acum. Dacă doresc să realizez un comentar, este destul să scriu două slash-uri și scriem aici ce dorim. Acesta este un comentar. Dacă dorim să comentăm tot acest bloc, atunci putem scrie slash, acest simbol, și la sfârșit închidem acest simbol încă o dată, de fapt îl punem și punem slash și acum avem acest bloc este comentat complet. Da? Bun. Acum hai să ne ocupăm de această linie prima dată. Avem aici console.writeLine, acesta este un test, după cum ați văzut, acest cod ne oferă acest text în consolă. Astfel, compilatorul cunoaște că, sau cu acest cod îi spunem compilatorului că dorim să utilizăm metoda writeLine din clasa console. Dacă, să spunem, am omite această specificație, vom primi un mesaj de eroare, că writeLine este necunoscut. Da? De exemplu, dacă șterg aici și mergem cu mouse-ul, spune că ceva nu este în ordine, da? Și că nu poate fi utilizat. Pe lângă writeLine avem și write. Iar dacă rulăm din nou aplicația, vedeți, acesta este un test, acesta este un test. Care este diferența între writeLine și write? Ca să observați diferența, am introdus aici încă un console write cu un text, încă unul, încă unul, iar dacă rulez aplicația, veți vedea că textele sunt unul după altul. Acesta este un test fără new line, după aia acesta este un test fără new line 22, acesta este un test fără new line 23 și așa mai departe. După cum puteți vedea, instrucțiunea write atașează ieșirea direct una la textul unul la altul, da? Unde apare, să spunem, ruptura de linie, unde apare textul într-o linie nouă, depinde de lățimea ferestrei consolei. Da? Deci dacă umblăm la fereastră, vedeți, se schimbă unde trece textul într-o nouă linie. Iar dacă transform write-ul în writeLine, 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 veți vedea că toate sunt una sub cealaltă. Da? Acum am din nou consola write și așa mai departe, avem trei texte, da? Dar să presupunem că eu am consola write aici, textele vor fi unul după cealaltă, dar chiar vreau să întrerup aici, în cazul ăsta sau în cazul ăsta sau aici, da? Să introduc fără new line, de fapt, într-o linie nouă. Cum facem asta? Păi, facem în felul următor. Folosim secvențele escape, adică folosim caractere speciale de control și asta o putem face în felul următor. Scriem, de fapt, aici un backslash urmat de un N, iar la sfârșit punem din nou backslash și un N. Și acest text va fi într-o linie nouă. Dacă rulez aplicația, vedeți, acesta este un test fără new line, da? Dacă iau acest end de aici și îl punem aici, rulăm aplicația, acesta și într-o linie nouă este un test fără new line. În plus față de aceste escape new line, există bineînțeles și alte secvențe de escape pe care le putem utiliza pentru a influența rezultatul. Da? Eu vi le prezint aici câteva și este important să testați voi singuri să vedeți ce face. Da? De exemplu, facem un T Fiți atenți ce se întâmplă, da? Și restul descoperiți voi. Da? Vedeți, textul s-a mutat, da? Avem pay și asta este important să descoperiți voi ce face. Avem R. Hop. Și avem, de exemplu, A. Chiar asta este faină. Asta ne oferă un semnal audio, da? Fiți atenți, când pornesc consola, nu știu dacă ați auzit, dar apare un signal ton. Acum să spunem că doresc ca acest text să fie în consolă cu aceste, să spunem, ghilimele. După cum vedeți, există aici o problemă, o greșeală. Da? Ca compilatorul să recunoască ce vrem noi să facem aici, va trebui să introducem un backslash și astfel compilatorul recunoaște că cele două ghilimele, care de exemplu l-am pus aici la marți, trebuie să fie afișate ca caractere. Da? Și asta o facem dacă introducem un backslash înainte de acest simbol. La fel facem și aici. Pardon. Și acum dacă rulăm programul, vedem luni, marți, cu ghilimele, miercuri și așa mai departe. Acum să presupunem că în loc de aceste ghilimele avem de asemenea un backslash. Și aici la fel, un backslash. Ce facem? Mai punem încă un backslash aici și încă unul aici. Rulăm programul și veți vedea că apar două backslash-uri și funcționează perfect. Cam atât a fost în acest video. Exersați un pic, jucați-vă un pic, iar în lecția următoare continuăm cu operatorii aritmetici.